ceea ce suntem în prezent stă mărturie trecutul cel îndepărtat, prin care primim viața cu respect și acceptare, ca într-o mare familie. Tata de la 37 de ani, 38? 37. Cât avea când a venit în București? 37. La 37 de ani, tata a ajuns în București. El se angaja, lucra câteva luni, până când odată la un salariu se îmbăta, cheltuia toți banii și nu se mai ducea la muncă. M-am născut în București, în acel timp mama era cu tata împreună, apoi s-au certat, s-au despărțit, mama a luat copiii, ne-a luat pe toți și ne-a mutat la Herculane, iar după ceva timp tata a venit și el la noi. Dar a durat cam, nu știu, un an maxim, pentru că el de multe ori scotea banii și îi cheltuia cu prietenii pe băutură. La câți ani a plecat tata? Câți ani aveam? 98. 8 ani. La 8 ani era presiune cu mâncarea, ce mâncăm. Împreună cu fratele meu mergeam și încercam să facem rost de mâncare. Când era o înmormântare, mergeam la pomană și mâncam împreună cu oameni de acolo. Când era o nuntă, urmăream nunta, stăteam până la 5 dimineața și când se termina, îi ajutam pe ospătar să strângă mesele și ne dădea și nouă ceva. De Crăciun mergeam în colindă, în sorcovă de Revelion. Când era joi mărele, de se dădea de pomană la cimitir, la cruce, de Paști, mergeam și noi și primeam ceva. Adică noi încercam mereu să căutăm ocazii în care să obținem ceva, pentru că acasă nu prea era. Astea erau ocazii speciale, dar în general mergeam, Herculane e o zonă turistică, mergeam la hoteluri, rupeam niște trandafiri din parc, ofeream ospătarelor și primeam mâncare. Accidentul când s-a întâmplat? Incendiu? Înainte. În 9 ianuarie și el a plecat 28 mai, țin minte. După cât timp a anunțat că a murit? În vară. Cum n-ai mă, că n-a murit? Păi n-a murit, dar noi așa am știut vreo 7 ani. A anunțat că a murit. Tatălui a zis o vorbă gen morții nu plătesc pensia alimentară. Păi era plauzibil pentru că... Era plauzibil. Era foarte plauzibil pentru că el se îmbăta. Practic ne-a abandonat, ăsta e adevărul. Da, și că nu merită nimica. Au trecut 7 ani până când David a aflat că de fapt tatălui încă mai trăiește. Însă prăpastia dintre David și tatălui era deja prea adâncă. Am aflat că trăiește atunci când a plecat fratele meu la București. Avea 15 ani și acolo s-a întâlnit cu tata, practic. Eu gen mergeam în București de la 17 ani, am început să merg câte 3 luni pe timp de vacanță, veneam aici. Atunci l-am întâlnit pe tata, nu m-am simțit copilul lui, pur și simplu era așa teamă să discute cu mine. Dar nu și-a cerut scuze, nu am deschis subiectul, n-am vorbit niciodată despre de ce a plecat și așa, cu mine nu a vorbit. Absența tatălui său a fost o lecție prin care David a înțeles ce își dorește în primul rând de la el însuși. David, tatăl, va fi fix opusul tatălui meu. Am suferit și nu vreau să sufere și copilul meu. Chiar și viitoarea parteneră vreau să o aleg foarte bine ca să nu ne despărțim, să fim o familie unită. Andra, tu știai povestea și cu toate astea te-ai emoționat. Te-au emoționat vorbele astea cu David spunând că el vrea să fie un alt fel de tată? Da, dar prima parte a poveștii nu o știam, cum că merge la cimitir să... Da, nu i-am spus, nu i-am spus chiar tot. A evitat să-mi spună și nici nu voia inițial să-mi spună toate lucrurile astea, pentru că el credea că eu voi da înapoi dacă voi afla. De ce, de ce David să dea înapoi? În trecut au fost... Fete care mizau doar pe relații, partea... Am avut de pierdut atunci când mi-a spus povestea, să spun așa. Când am discutat despre ce s-a întâmplat. Când am povestit viața, nu le plăcea, nu... Voiau bărbați mai puternici, deja realizați. Și am avut de pierdut și mi-a fost așa teamă. Da, dar eu cred că greutățile prin care au trecut te-au întărit, nu? Exact, chiar mă consider puternic și... un băiat foarte ambițios, pentru că ești un băiat ambițios. Da, mulțumesc, chiar singur am... Pot să spun că m-am auto-educat mai mult. Tata nu mi-a fost aproape. Mama s-a chinuit cu toți trei și nu mi-a oferit foarte multe, că nu se putea ocupa de tot. Cât a putut. Și singur am fost cam singur. De la 17 ani sunt singur. Și am învățat singur tot ce am învățat până acum. Și pe jumate. Dar ia, uite, fă așa o proiecție în viitor. Cum te vezi tu? Cum o să fii tu ca tată? Ce o să faci pentru copilul tău?
Cred că voi face totul pentru copilul meu. Îmi doresc să las ceva în urmă. Îmi doresc să realizez ceva, să dau viață, cum la rândul meu am primit din partea mamei. Îmi doresc și eu să dau viață și voi da totul. Nu știu exact ce, dar știu că voi da totul. Când ai vorbit ultima dată cu tatăl tău? Cu tata acum 2 ani. L-am vizitat de ziua lui împreună cu fratele meu și cu unchiul meu. Locuiește în continuare în București? Locuiește lângă București, la Movilița. S-ar putea să ne vadă acum? Movilița pe aici, aproape la o... Da, e aproape, da. Cu prietena mea, nu mai trăiește, a murit acum 2 luni. L-am vizitat de ziua lui, am dus cadouri, am stat de vorbă, am jucat șah. Ți s-a părut că a regretat vreo secundă faptul că a fugit, practic? Simțeam teama de a vorbi cu mine. N-a regretat. Și cu sora mea la fel face, nu vorbește nici cu ea, nici cu mine, doar la fratele meu cel mijlociu s-a deschis. Și ce i-a spus? I-a spus mai multe lucruri. I-a povestit ce s-a întâmplat, de ce a plecat. De ce a plecat? Nu știu exact. Știe mai mult fratele meu. Nici eu nu știu. Dumneavoastră când ați vorbit ultima dată cu el? Mulți ani în urmă. Mulți, cred că 5 ani. Dacă nu mai bine. Păi eu l-am văzut după... A plecat în 98 și l-am văzut în 2009. Da. Știți cum e? Fiecare concurent de aici din Casa Mireasa poartă o poveste. Unii povești mai dure, alții povești mai ușoare. Dar toate întâmplările astea, toate trăirile astea i-au făcut ceea ce ei sunt astăzi, cu vorbele și cu faptele lor. Și, vedeți, în fiecare zi mai descoperim câte ceva. S-a terminat și emisiunea de astăzi, dar ne vedem mâine, ca de obicei, la ora 14. Să aveți o după-amiază frumoasă, pe curând!